Codul portocaliu de ninsor și viscol nu a mai creat probleme așa de mari pe drumurile județene ca în anii trecuți. Totuși, un drum județean rămâne închis, adică DJ503, ce face legătura între localitățile Oncești și Toporu. Pe acest drum de dimineață, singurele urme aparțineau unor câini comunitari și nu utilajelor de dezăpezire, așa cum ar fi fost normal. Și de această dată, drumul județean care creează în fiecare an probleme în ceea ce privește dezăpezirea este închis. Ne referim la drumul județean 503 care face legătura între Oncești și Toporu. După cum se vede, nici la această oră pe aici nu a trecut vreun utilaj. Nu mai spunem de urmă de picior de om. Prin urmare, deși drumul Oncești-Toporul este impracticabil, primarul comunei Toporu spune că toate drumurile către localitatea sa sunt deblocate, cu toate că situația de la fața locului îl contrazice. La ora actuală toate drumurile sunt deblocate. Am intervenit cu utilajul din dotare, inclusiv pe Răsuceni, Soarele, Radu Vodă, Oncești, și pe acolo este drumul deblocat. Deoarece Comitetul Județean pentru Situații de Urgență este cel care ne transmite datele oficiale, lucrurile sunt foarte clare. DJ503 Oncești-Toporu este închis traficului rutier. În schimb, două drumuri comunale, Făcău-Coteni și Băcu-Săbăreni, sunt blocate, iar pe drumul județean 411, între localitățile Crânguri și Singureni, se circulă pe un singur sens. În ceea ce privește drumurile naționale, pe DN41 Daia-Oltenița există restricții pentru autovehiculele cu masă mai mare de 7,5 tone. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pe drumurile județene se acționează cu 24 de utilaje de dezăpezire, iar pe cele naționale cu 29.